Fenomenul prin care un nor de nisip din Sahara a ajuns și pe teritoriul țării noastre din cauza curenților atmosferici a fost confirmat de Centrul Național de Prognoză Meteorologică. Este foarte probabil să ne confruntăm și la Giurgiu cu nisipul din deșert, însă cei avizați spun că este inofensiv și nu ne va afecta activitatea în niciun fel. Este vorba despre un ciclon din Atlantic care a antrenat și nisip din Sahara și a adus precipitații în ultimele zile în vestul și sud-vestul Europei. Acest ciclon va antrena și deasupra României un nor de praf care, din câte știm noi din experiențele anterioare cu astfel de nor de praf, nu pun probleme asupra sănătății, ci doar asupra faptului că va trebui să ne spălăm mașinile, să ne ștergem geamurile, în sensul că va lăsa urme de praf. Potrivit reprezentanților Centrului Național de Prognoză Meteorologică, România s-a mai confruntat cu un fenomen meteorologic asemănător și în urmă cu 2 ani, singurele efecte ale acestuia constând în creșterea temperaturilor cu câteva grade. Așadar, n-ar trebui să ne înnecăm într-un nor de nisip, însă efectele tot le vom vedea. Exact cum s-a mai întâmplat și în trecut, imediat ce va ploua, adică în weekend, clădirile, geamurile și mașinile ar putea fi acoperite cu un strat de praf roșiatic.